Vă chem acum, frați și surori, să deschideți Biblia împreună cu mine, în Noul Testament, în prima scrisoare pe care Apostolul Pavel o trimite credincioșilor din Corint, unul dintre orașele Greciei, și să citim ceea ce el spune în capitolul 10, începând cu versetul 1 până la 12 inclusiv. Din respect pentru Dumnezeu, vă rog să vă ridicați în picioare. 1 Corinteni, capitolul 10. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor. Toți au trecut prin mare. Toți au fost botezați în nor și în mare, pentru moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă, drept pilde, ca să nu poftim după lucrurile cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23 de mii. Să nu ispitim pe Domnul, cum l-au ispitit unii din ei care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel, dar, Cine crede că sunt în picioare, să ia seama să nu cadă. Amin. Mulțumesc, vă rog, dragii mei, să vă reașezați, reocupându-vă locurile. În seara aceasta, început de noiembrie, toamnă târzie, un moment din viața noastră la care ținem și pe care vrem să-l folosim, beneficiind de experiența anilor prin care am trecut, Ocrotiți de Domnul. Suntem aici cu soțiile noastre, copiii noștri, bătrânii noștri și suntem înaintea lui Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. În această seară aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră despre falimentul unei investiții. Fiecare om investește de când se naște până moare. Investește iubire, timp, bani, educație, investește ce are și ce poate. De obicei, omul investește cu scopul să aibă profit. Însă există și investiții care falimentează. Asemenea, oamenilor și Dumnezeu a investit și continuă să investească. Și uneori, chiar și investiția lui Dumnezeu falimentează, atunci când omul parteneriază, atunci când Dumnezeu parteneriază cu oamenii. Nu numai cu oamenii, dar și cu îngerii. Dacă ne uităm în carte, observăm că a treia parte din îngeri au falimentat. Fiind instigați și conduși în acest faliment, de fostul Lucifer, îngerul de lumină, cel care fiind pedepsit de Dumnezeu și a aruncat un văzduh, a devenit satana sau diavolul sau tatăl minciunii sau cel rău. Evreii ca națiune și omenirea ca și creatură au falimentat în calitatea lor de asociați de oameni făcuți de Domnul. Și în această seară, privind lucrurile din perspectiva aceasta, fiind inspirați de textul pe care l-am citit, unde Pavel evocă, amintește istoria poporului evreu, în care Dumnezeu a investit abundent pentru sute de ani, și la sfârșit totul s-a soldat cu un neînțeles faliment. Pentru o vreme, Dumnezeu pur și simplu i-a lăsat deoparte, inițiind un alt plan pentru o vreme, urmând să revină la ei atunci când timpul neamurilor, această dispensație, se va încheia. Evreii sunt națiunea pe care Dumnezeu a format-o prin patriarhul Avram și familia sa, un popor pe care Dumnezeu l-a ocrotit și l-a așezat în Canaan. Denumirea Canaan se referă la ținutul care se întinde între Gaza la sud și Hamat la nord, de-a lungul coastei răsăritene a Mediteranei. Odată cu, migrarea popor, odată cu migrarea acestui popor, ieșit din Avram în Canaan, Teritoriul acesta devine punctul central de interes pentru cele două mari puteri ale vremii aceleia, Egipt și Mesopotamia. Cronologia evenimentelor majore din Biblie, pe care, le voi, pe care o voi aminti, având intenția să prezint explicația acestui faliment din lumea îngerilor și din lumea umană, dar scopul meu nu este istoria. O să folosesc date din istorie, însă ceea ce vreau să fac în această seară este să vă spun următoarele cuvinte. Nu vreau să nu știți anumite evenimente din istorie, petrecute cu alții, care din nefericire se pot repeta cu noi. Nu evoc istoria de dragul istoriei, ci pentru a vă oferi un exemplu de ce sunt în stare oamenii. Oameni ca mine și ca dumneata. De aceea am încheiat cu versetul din Scriptură care spune Al astfel dar cine crede că stă în picioare, cine se bazează pe tinerețea lui, pe educația lui, pe relațiile lui, pe siguranța vieții pe care o conferă factorii de circunstanță, să aibă grijă că lucrurile se schimbă în viață și să aibă grijă să nu cadă. Pentru că în lumea îngerilor a existat un faliment, deși a fost proiectul divin. Oamenii, îngerii au falimentat. Și în lumea umană, în Grădina Edenului, în locul acela minunat, făcut de Dumnezeu pe pământ pentru om, unde părinții noștri, Adam și Eva, au fost așezați, au falimentat în momentul în care a treia persoană, Diavolul, a pătruns în mod nepermis în grădină, a instigat prima pereche care prin neascultare s-au răzvrătit împotriva Creatorului. Și această răzvrătire este numită păcatul originar, sub incidența căruia se nasc fiii oamenilor, eu și dumneata. Vorbim despre un faliment la scară umană și la scară angelică. În ciuda faptului că a fost o investiție divină, lucrurile organizate, lucrurile realizate, lucrurile pregătite, lucrurile oferite, o parte din îngeri și toți oamenii au stricat totul. Astăzi suportăm consecințele acestor stricăciuni. Și ne mai și întrebăm de ce mor copii nevinovați, de ce n-au africanii ce să mănânce, de ce, de ce, de ce. Pentru că investiția lui Dumnezeu în noi și cu noi a falimentat, datorită poziției noastre de asociați implicați în relația spirituală cu Dumnezeu. Aș vrea să vă prezint câteva lucruri în intenția de a dezvolta subiectul acesta, falimentul unei investiții, și să vă spun câteva date despre faptul că cu 4.004 ani în urmă sau primul an de la creație, Dumnezeu a creat planeta Pământ. Sau mai bine zis, a făcut omul și l-a așezat în ființă. 1657 de ani mai târziu a fost potopul lui Noe ca o expresie a mâniei divine cu privire la păcatul generalizat din viața oamenilor. 2083 de ani mai târziu Dumnezeu îl cheamă pe Avram și în momentul acela se derulează, începe derularea proiectului de formare a unei națiuni pe care Dumnezeu avea să o numească națiunea favorită, poporul său, și ei au falimentat. Cu 1012 ani înainte de Hristos, Solomon, fiul lui David, folosind resursele materiale achiziționate de tatăl său, cel mai mare împărat al lui Israel, construiește templul, care este dărmat în 586 de nebucadnețar. Regatul de nord, frate, este nimicit de Asirieni 722. Vine Nebucanețar în 586, distruge templu, distruge țara, îi duce pe evrei în robie și lucrul acesta rămâne ca un reper al consecinței neascultării în viața oamenilor, la nivel de individ, de familie sau de țară. În anul 4 era noastră, primul eveniment care se derulează în era noastră, se întrupează Mântuitorul Iisus Hristos fiind o excepție la nașterea obișnuită a oamenilor întrupare prin faptul că el a avut o existență anterioară. Din existența infinită de Dumnezeu s-a înghesuit într-un trup uman, întrupându-se în lumea noastră cu misiunea de a fi mântuitor și de a muri pentru noi, pentru ca să nu ne mai pedepsească Dumnezeu pe noi, l-a pedepsit pe El și ne-a pedepsit pe noi în El. 35 de ani mai târziu aproximativ este evenimentul 50-mii, rusaliile, și ceea ce vreau să spun este că nașterea bisericii, are loc în moartea Domnului Isus, iar declanșarea misiunii bisericii are loc în pogorârea Duhului Sfânt. Atunci când vorbim despre investiția lui Dumnezeu, aș vrea să prezint câțiva factori pe care Dumnezeu i-a adus în existență ca o continuare a investiției să reabiliteze omenirea căzută și în mod deosebit pe evrei. Uitați-vă la ce vreau să spun. Dumnezeu a investit în patriarhi. De asemenea, Dumnezeu a investit în judecători. Dumnezeu a investit în împărați, în profeți, în apostoli, în Biblie și în Duhul Sfânt. Toate acestea reprezintă investiția lui Dumnezeu. Cum ar fi arătat Biblia astăzi și istoria creștină, Revelația Divină între oameni, teologia dacă nu ar fi existat patriarhii, dacă nu ar fi existat judecătorii, împărații, profeții, apostolii, să nu mai vorbim de Biblie și de Duhul Sfânt. Cum ar fi arătat? Ce s-ar fi întâmplat cu noi dacă nu aveam Biblia? Fiecare îl puneam pe Dumnezeu pe treapta unei bănuieli. Cum spunea bunica că Dumnezeu așa era? Aș vrea să ne uităm un pic la lucrurile astea cu mintea unor oameni mari care a trecut prin viață, și sper din inimă să fi învățat lecția vieții. Atunci când vorbim despre patriarhi, trebuie să vorbim în primul rând de categoria patriarhilor de la Adam la Potop. Sunt 13 patriarhi. Adam, Set, care se naște la 130 de ani după el, Noe, al șaselea patriar, care se naște la 1056 de ani după Adam, Iafet, al doilea fiu al lui Noe, care se naște la 1558 de ani de la Adam, când noi avea vârsta de 500 de ani. Noie a avut al doilea copil la vârsta de 500 de ani. Pare incredibil. Sunt și patriarhi, 20 la număr, care sunt așezați în existența lor între potop și ieșirea din Egipt. Și uitându-ne aici, în Genesa, în capitolul 11, observăm că Avram este al șaselea patriarh de la potop. Avram fiind persoana din care a ieșit poporul evreu, el fiind primul evreu. Isaac este fiul lui, Avram îl naște la 100 de ani. Impropriu spus, nu l-a născut Avram, că era bărbat. Dar e terminologia Bibliei, punând accent potrivit culturii vremii, pe bărbați. De asemenea, Iacov se naște când tatăl său avea 60 de ani, Isaac. Urmează cei 12 patriarhi copii ai lui Iacov. Vă aduc aminte de numele lor, Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Dan, Neftali, Gad, Asheri, Sahar, Zabulon, Iosif și Beniamin. Aceștia și cei 12 copii ai lui Iacov, al căror nume devin numele celor 12 seminții ai lui Israel. Și numele acestea le vom întâlni când vom ajunge în veșnicie. Vor fi așezate deasupra porților prin care vom trece. Materialele din care va fi construită împărăția ce va să vină au o natură pe care noi nu o putem înțelege. Nu ne putem imagina străzi din aur. Nu face parte din obișnuit. Porțile din diamante. Tocmai de aceea, când vorbim de aceste lucruri, e nevoie de credință. Cum vă pot eu dovedi că va fi adevărat ce promite această carte? Ce garanție vă pot oferi că va fi real decât cuvântul care a ieșit din gura celui care ne-a dat viață, care ne-a zămislit, a așezat ficatul, fierea, pancreasul, stomacul, intestinele, splina, inima, plămânii? Și toate cele în mintea noastră, unde știința contemporană nu poate explica decât două vorbe și un cuvânt. Dumnezeu a promis. Ce se întâmplă cu un om care nu crede ce a promis Dumnezeu? Este numit necredincios. Și ce se mai întâmplă? Nu beneficiază de aceste lucruri care se vor întâmpla în ciuda necredinței lui. Ce se întâmplă cu un om care nu are parte de prezența lui Dumnezeu? Nu poate să fie decât în grupul celorlalți. Cine îl conduce? Diavolul? Unde stă Dumnezeu cu cei credincioși în rai? Unde stă diavolul cu cei necredincioși în iad? Dacă lucrurile acestea sunt neadevărate, dacă lucrurile acestea sunt neadevărate, înseamnă că Dumnezeu nu există, că Biblia nu este adevărată, istoria creștină este istoria unei religii, ce am pierdut eu dacă mă încred în existența lui Dumnezeu? Ce am pierdut eu? Dacă diferit de oamenii care nu cred în această carte, eu cred în ea. Blaise Pascal, v-am spus de mai multe ori exemplul acesta și nu numai eu. Omul acesta a fost un matematician și un filosof renumit în Franța. Când el s-a convertit, oamenii de teapa lui l-au întrebat, tu, expresia rațiunii, îl accepți pe Isus, crezi în Biblie, în împărăția ceva să vină? Și el a spus cu siguranța unui om născut din nou. Dacă această carte nu este adevărată, nu e autentică, dacă Dumnezeul despre care ea vorbește și eu îl cred, făcătorul meu, nu este real, dacă iadul și raiul sunt doar două entități pentru a-i speria pe unii și pentru a-i ferici pe alții, eu nu am pierdut nimic. Dar dacă această carte este adevărată, dacă Dumnezeu există, dacă raiul și iadul sunt reale, tu ai pierdut totul. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, seara aceasta ne surprinde într-un loc unde cineva predică despre Dumnezeu. În general, oamenii acceptă existența lui Dumnezeu. Dar acest cineva continuă să vorbească despre Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos. Și oamenii sunt ezitanți când se vorbește despre Iisus, pentru că Iisus concretizează generalitatea lui Dumnezeu. Continuând șirul subiectului nostru sau firul subiectului nostru, Ajungem la următorul pas. Judecătorii. Dumnezeu, pe lângă faptul că a investit așezând patriarhi, 33 la număr, cei dinainte de potop și cei de după potop, Dumnezeu aduce judecători într-o națiune falimentară. Și priviți că Dumnezeu îl aduce pe Iair din seminția lui Gad, pe Iefta din seminția lui Gad de asemenea, în timp ce dușmanul era etnia amorită, apoi Iptan din Asher, Elon din Zabulon și lista continuă, după cum o vedeți prezentată pe screen. Toți acești judecători, 12 la număr, sunt folosiți de Dumnezeu pentru o perioadă de 300 de ani. Ei sunt împuterniciți de o putere care trece dincolo de capacitățile și resursele umane. Sunt patriarhii care sunt un reper în istoria omenirii și sunt judecătorii ca un reper în istoria evreilor. Dar, în ciuda acestei investiții, oamenii nu și-au schimbat cursul vieții. Și observați ce se întâmplă. Apare monarhia. Regatul Unit, care este realizat de primul împărat Saul, rezistă 120 de ani sub domnia celor trei regi. 40 de ani Saul, 40 de ani David, 40 de ani Solomon. Apoi, după moartea lui Solomon, acest clipitor împărat, fiul său, Roboam, datorită neînțelepciunii de a gestiona o criză în care a intrat, împărăția se dezbină, zece seminții se duc în nord, cu capitala la Samaria, și formează un stat de sine stătător, numit Israel sau Regatul de Nord, și Iuda și Beniamin, două seminții, rămân în partea de sud. Formând regatul de sud cu capitala la Ierusalim, Iuda. Regatul de nord, Israel, așa cum am menționat, are 10 seminții și capitala e la Samaria. După cum anticipam, în anul 722, Asirienii, una dintre marile puteri ale vremii, distruge regatul de nord și îi duce în robie. Ei au rezistat aproximativ 250 de ani, au avut 19 împărați și au fost distruși de Imperiul Asirian. Regatul de Sud supraviețuiește aproximativ 125-130 de ani după distrugerea regatului frate din nord. Ei sunt formați din două seminții, capitala este, este la Ierusalim și au avut 20 de împărați. Pe ei distrug babilonienii. În anul 586, un eveniment intrat în istorie. Regatul acesta a supraviețuit aproximativ 400 de ani. Cu alte cuvinte, monarhia în Israel a trecut ușor de 500 de ani. Atunci când vorbim despre împărat 20 plus 19, regatul de sud Iuda și regatul de nord Israel, vorbim despre aceștia, numele împăratului, anii de domnie și caracterul său. Și dacă ne uităm în Israel, observăm că cei mai. nu cei mai mulți, toți, fără excepție, au fost împărați răi. În timp ce în Iuda, unii au fost răi, alții au fost buni. 39 de împărați în această perioadă de trecut de 500 de ani de monarhie este o a treia fază a investiției lui Dumnezeu. Investește Dumnezeu prin patriarhi în oameni. Investește prin judecători. Și apoi, prin împărați, în națiunea favorită pe care a format-o din Avram, însă nimic nu se schimbă, oamenii rămân păcătoși, înclinați înspre a face răul, gândurile le sunt mizerabile, faptele le sunt pline de rușine, își întorc spatele înspre Dumnezeu, trăiesc în compromis, apar tot felul de păcate pe care guvernele lumii le legiferează. Și am ajuns astăzi la o tendință murdară de redefinire a uneia dintre cele mai solemne instituții create în grădina Edenului, familia. Și ni se pare normal că un bărbat cu un bărbat se căsătoresc, înfiază un copil făcut în eprubetă și se denumesc familie. Și sub presiunea elvețienilor, a francezilor, a suedezilor, a olandezilor, suntem pe cale să scoatem din vocabular cuvântul de tată și mamă, pentru că am inventat cuvântul de eprubetă, de bunic, pentru că globalizarea aceasta care aduce apusul istoriei umanității nu poate fi derulată sub imperiu sentimental al bunicilor și al părinților, al noțiunii de soț și de soție, ci doar într-un context unde nu mai există soț și soție, părinți și copii, și nici bunici. Doar o căutare efem efemera a unor însingurați, care nu mai sunt legați de nimeni și de nimic, fără soartă, fără viitor, fără trecut, fără prezent. Știați de australianul acela, v-am mai spus de două ore, asta e a treia oare, care s-a căsătorit cu cățeaua lui, cu heli Și a spus că e singura ființă care l-a făcut fericit. Știați de altul din Australia, care prin sentință judecătorească și-a dobândit dreptul de genul neutru. Asistăm la o redefinire a familiei, nu ne mai ajunge o soție. E lipsit de fan. Dumnezeu este depășit de plăcerile noastre, de căutările noastre, de nebunia noastră. Și asta nu doar în contextul familiei. Șirul de patriarhi nu pot stăvili răul din inima oamenilor. Și oamenii continuă să falimenteze. Nici judecătorii, oameni cu nume, Samson, spre exemplu, cel care purta porțile cetății care aveau aproximativ 3 tone. Un om poate să ridice o greutate de 3 tone? Da! A fost un om ieșit din, ieșit din comun. A, a fost înzestrat de Dumnezeu cu o putere incredibilă, neobișnuită. Oamenii aceștia despre care vorbesc nu sunt oameni obișnuiți. Puterea lui Dumnezeu s-a odihnit și s-a manifestat prin ei. Dar răutatea oamenilor a învins. Și oamenii au continuat să falimenteze. Suntem un număr din istoria unor falimentari. Plin de vise și lipsiți de realizări. Oameni care de-abia ajungem acasă să ne ascundem într-o cameră și să plângem liniștiți, datorită frustrărilor noastre, neîmplinirilor noastre și falimentelor din lumea materială, pentru că pe cele din lumea spirituală nu le consemnăm. Alergăm într-o viață de 70-80 de ani, sperând că noi nu vom îmbătrâni, noi nu vom porta ochelari. Eu am sperat că eu nu, o să port niciodată ochelari. În seara asta i-am uitat în geantă și de-abia am citit. Am crezut că niciodată nu va trebui să fiu bolnav, să înghid medicamente. Câteva pastile pe zi, una seara și să depinzi de ea pentru că ai colesterol sau hipertensiune? N-am crezut vreodată că voi ajunge aici. Însă când ai 50 de ani, ajungi într-un loc unde nu știi că există la 20. Așa e omul, nu s-ar bucura la 20 dacă ar avea conștiința de la 50. Dumnezeu lasă pe om să se bucure, dar de cele mai multe ori bucuria este generată de instinctele primare care îl împing pe om și îl adâncesc în falimentul acesta, care de fapt este o prăbușire a cea mai rămas din relația spirituală cu propriul Creator. Fugim de El, pentru că legile Lui ne constrâng, ne place să ne facem de cap, să fumăm țigări, trabuc, să bem băuturi tari, să avem senzații puternice, să schimbăm partenerii. Trăim într-o lume fără reguli. Se ridică președintele și spune, țara aceasta nu mai e creștină. Eu pledez pentru homosexuali. Dacă bunicul săracu ar învia pentru o clipă, ar plezni fierea în el, ar muri de mirare. Dar noi suntem o generație emancipată. Bunicul nu știe nimic Onestitatea lui, loialitatea lui față de bunica, toate sunt lucruri pe care generația mea le disprețuiește. Suntem martorii unei triste istorii pe care nu mai putem controla. Uitați-vă că apar profeții, poate cea mai respectată categorie de oameni credincioși din istoria religioasă a etniei favorite a lui Dumnezeu, a evreilor. Și observați că ei sunt 16 la număr, 4 supranumiți mari și 12 supranumiți mici. Și acest, aceste adjective pun în evidență doar intensitatea lucrării lor. Uitați-vă la ei. Isaia e primul mare, el lucrează în Iuda. Dacă vă uitați în Iuda, anii aceștia sunt exact perioada de dinaintea căderii regatului Soro din Nord. Isaia n-a putut să convingă pe cei din Samaria că le vine sfârșitul. Și astăzi vorbește Dumnezeu și oamenii râd. Oamenii se ascund de Biblie. Oamenii se ascund de biserică, se ascund de predicatori. Predicatorii au devenit o, o, categorie de oameni pe cale de dispariție, nesuferiți. Nu-i mai înghite nimeni. Vrem show, vrem clown, vrem circ, vrem distracții. Nu ne mai trebuie Biblie și Dumnezeu. Ne-am săturat de cinste, de omenie, de caracter, de reputație. Ieremia, Daniel, Ezechiel. Sunt oamenii 16 la număr care au marcat istoria acestui popor pe care l-a îmbuibat Dumnezeu cu binecuvântare. Și într-o zi l-a vărsat din gură. Și astăzi trăiesc o istorie tristă. Le-a rămas capișonul cu aia care o pun pe cap, ca un semn al unei religii de mult apuse. Au trăit marea dramă în anul 70 când Titus fiul lui Vespasian a distrus templul și țara și Masada n-a putut să țină piept romanilor care au cucerit lumea. Și până în 1948 a avut Hitler, Napoleon și alții grijă de ei, incinerându-i la Auschwitz și în alte părți. Astăzi, au apărut din nou pe scena istoriei pentru că Dumnezeu mai are de lucru cu ei. Doar datorită iubirii divine. Însă ei sunt martori unui mare faliment. Falimentul lor nu e numai falimentul lor. Pentru că toți suntem o apă și un pământ. Aceleași căutări lipsite de prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu a investit. Însă oamenii nu s-au lăsat influențați de investiția lui Dumnezeu apar apostolii, ne mutăm în cartea cu numărul 40, Evanghelia după Matei. Biblia este cea mai mare capodoperă în literatură universală. E scrisă într-o perioadă de 1500 de ani. 40 de oameni care au trăit în timpuri diferite, în localități diferite, au fost inspirați să scrie revelația ieșită din gura lui Dumnezeu prin profeții Vechiului Testament și Apostolului Noului Testament. Și începe cu cartea 40, Revelația Noului Testament cu cele 27 de cărți. Matei, Marcu, Luca și Ioan, Faptele Apostolilor, Roman, primele două scrise către credincioșii din Corint și lista continuă. Și apostolii sunt Petru, Ioan, Iacov, Andrei, Filip. Am scris o caracteristică predominantă, reprezentativă. Petru, spre exemplu, este impetuosul, Ioan, e pasionatul, un sangvinic. Iacov e fiul tunetului, Andrei, omul gata să ajute, Filip, pragmaticul, Natanael, omul bun. Matei, omul schimbărilor rapide. Este colericul care nu are răbdare acum sau niciodată. E Toma, e Iacov, fiul lui Alfeu sau Simon Zilotul sau... Și încheiem cu Iuda Iscarioteanu, trădătorul și materialistul. L-a vândut pe Hristos pentru 30 de gologani, pentru 30 de arginți. Aceștia sunt oamenii cu care Dumnezeu a binecuvântat umanitatea. Este o Investiție târzie a lui Dumnezeu înainte de apusul umanității. Cine ține cont de ei? Matei acesta a fost inspirat de Dumnezeu să scrie o Evanghelie. Este prima din această carte. Are 28 de capitole. În această carte, Matei vorbește despre Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat și pentru 35 de ani a fost un om și un Dumnezeu în același timp. Și spune despre ce a făcut. Despre cum s-a încărcat cu păcatul meu și cum a murit la Golgota, a fost plin de sânge din cap până în picioare. I s-a înscenat un proces nedrept, motivat de influența mizerabilă a preoților vremii și a aprobat de coruptul pirat și irod, guvernatorul din Iudea și din Galileea, de care Cezar de la Roma nu știa nimic. Și toți acești 12 au trăit în prezența lui Isus care este Fiul lui Dumnezeu. i au văzut iubirea pentru oameni și așa de demarcați au fost încât au acceptat să moară, dar n-au mai putut fi niciodată oamenii dinainte. Oamenii aceștia au mărturisit despre învierea Domnului. Dacă nu era adevărată, ei, -ar fi, ei ar fi fost cei mai puțin interesați să o susțină, pentru că au fost înșelați de Isus, care a promis că le oferă nimic și apoi a fost omorât ca un neputincios. Cei 12 apostoli sunt o investiție târzie a lui Dumnezeu și urmează celebra Biblie. Ea, evident, nu apare pe scena istoriei în cronologia timpului după apostoli. Evident nu, mă refer doar la Noul Testament. Dar am așezat-o aici pentru că intră într-o categorie distinctă de cei pe care i-am numit până acum patriarhi, judecători, împărați, profesi și apostoli. Când vorbim de Biblie, vorbim de cartea aceasta a legii, de care Iosua, omul lui Dumnezeu, spunea să nu se depărteze de gura ta, să facă parte din vocabularul tău cuvintele Bibliei. Mai au oamenii astăzi un limbaj biblic? Mai pronunță ei cuvintele ieșite din gura lui Dumnezeu și menționate în această carte? Nu v-ați întrebat niciodată de ce regii lumii n-au reușit să distrugă cartea aceasta? Știți o carte mai veche decât Biblia? Hitler s luptat cu această carte. Ce Ceaușescu al nostru, săracu, Napoleon, toți regii lumii s-au luptat să o distrugă. Unde sunt ei astăzi? I-au mâncat viermi, iertați-mi expresia. Iar cartea aceasta a rămas la locul ei, la dispoziția pământenilor. Cât de mare va fi pedepsa lui Dumnezeu pentru generația mea, care disprețuiește această carte în care Dumnezeu a investit și a păstrat-o în existență? Ca să nu mai îmi spună bunica cum e Dumnezeu, că nu știe săraca. Noi nu avem de unde să știm cum este Dumnezeu, pentru că El nu are o prezență reală să-L vedem cu ochii. Noi avem în zestrați de creator cinci simțuri numite percepții senzoriale, cu care percepem lumea materială în care trăim, vedem, auzim, mirosim, pipăim și gustăm, dar prin acestea nu-L putem percepe pe Dumnezeu, El e dincolo de simțurile noastre. El e într-o lume spirituală în care noi nu putem purcede, nu putem ajunge, nu putem merge. De aceea, al șaselea simț al oamenilor cu care ne-a zestrat Creatorul, credința, este capacitatea de a accepta că ce scrie în Biblie este adevărat. Și acesta e harul care ne-a fost dat. Să nu credem că venim din maimuță. Să nu vă supărați pe mine, eu știu că sunteți oameni educați aici, oameni care nu împărtășiți neapărat punctul de vedere creștin sau punctul de vedere evanghelic. Să vreau să vă spun, imaginați-vă individul X, susține că vine din maimuță. Cum ar trebui să-i spui unuia care vine din maimuță? Dacă i-aș spune domnul maimuțoi, nu-i așa că s-ar supăra pe mine? Ar spune că îl subapreciez, dar cum se poate numi copilul maimuții? O maimuță evoluată. De ce oamenii fug de originea lor? De ce omul fuge de ideea că vine din Dumnezeu? Asta îl obligă. Dacă vine din maimuță, nu te obligă niciun fel. N-ai nicio datorie. E cel mai simplu lucru să te ridici la nivelul demnității strămoșilor. Dar când vii din Dumnezeu, responsabilitatea este uriașă. Cartea aceasta lege să nu se depărteze de gura ta. Să nu vă închipuiți că am venit să stric legea sau prorocii, spunea Hristos, am venit nu să stric, să împlinesc. Legea aceasta de care vorbește legea, adică Biblia, are trei componente. Legea ceremonială sunt ceremoniile Vechiului Testament. La cruce s-a încheiat, miei de jerfă, miei fizici de la oaie s-au terminat dar ultimul miel a fost Isus Hristos. Apoi este legea civilă, este constituția socială a lui Israel și este legea morală, adică decalogul. Când vorbim de decalog, uitați-vă ce spune Hristos. Matei, capitolul 5, s-a zis celor din vechime și apoi, dar eu vă spun, priviți, să nu ai alți Dumnezeu afară de mine, prima poruncă, priviți corespondentul din Noul Testament, ce spune Hristos, Dumnezeul tău să te închin și numai lui să-i slujești. Porunca a doua, să nu-ți faci alți Dumnezei. Hristos spune, nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni. Porunca a treia, să nu iei în numele Domnului. Să nu jurați nici de cum, nici pe cer, nici pe pământ, pentru că e scaunul de domnia lui Dumnezeu. Porunca a patra, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Sabata, sabatul a fost făcut pentru om, nu pentru sabat. Fiul omului este domn chiar și al sabatului. Porunca a cincea, cinstește pe tată tău și pe mama ta. Priviți corespondentul. Porunca a șasea, să nu ucizi. Priviți corespondentul. Ori și cine se mânie va cădea sub pedeapsa judecății. De la ucidere fizică se reduce la omânie care se derulează în mintea omului. Ce ascensiune în planul sfințeniei aduce Isus prin întrupare. Porunca șaptea, să nu prea curvești. Uitați care e corespondentul. Nu mai e vorba de o relație nepermisă, fizică, între un bărbaș și o altă femeie decât soția lui. Cine se uită la o femeie ca să o poftească, evident se referă la bărbați, a și prea curvit cu ea în inima lui o curvie morală. Cine? Care bărbat trăiește la nivelul acesta astăzi? Care civilizație din vest produce astfel de bărbați? Cât de, de liniștit ar fi o soție să aibă un astfel de soț? Să nu l suspecteze, să nu l urmărească, să nu simtă niciodată mizeria unei gelozii. Cine a produs bărbați de genul acesta? Falimentul. Care faliment? Angelic și uman. Suntem expresia unui faliment. Am fost creați într-o natură atât de diferită. Nu muream, nu îmbătrâneam, nu ne îmbolnăveam, trăiam veșnic în grădină. Râdem când auzim despre asta. Să nu poftești. În sfârșit, priviți! Care este conținutul decalogului? Manifestat într-un limbaj contemporan. Prima poruncă, crede și încrede numai în Dumnezeu. Te ridici la nivelul acestei cerințe. Închină-te numai lui Dumnezeu. Numai lui Dumnezeu. E condițional. Nu folosi numele lui Dumnezeu cu ușurătate. Nu vorbi despre lucruri la care nu te pricepi. Ascultă-mă, vei plăti într-o zi pentru permisiunea de a rosti ce nu înțelegi. Odihnește-te în ziua de sabat și gândește-te la Dumnezeu. Respectă-ți și cinstește părinții să nu ucizi. Fii credincios, fii fidel partenerului. Nu-ți însuși ceea ce nu ți aparține, indiferent că e în trezoreria statului sau este în curtea omului privat. Nu minți. Fii mulțumit cu ceea ce ai. Ce fac oamenii cu Biblia? Este investiția lui Dumnezeu. Uitați-vă într un avion când urcați și vedeți ce citesc oamenii. Cât de frecvent e obiceiul de a citi Biblia sau de a completa rebus sau reviste să nu le spun de care. Cine a condus generația noastră la un astfel de faliment? Când vorbim despre Duhul Sfânt, vorbim despre o lucrare interioară, care e o lucrare în individ, în om și pentru beneficiul lui. Și aceasta este pocăința aceasta este nașterea din nou, aceasta este sfințenia și aceasta este botezul cu Duhul Sfânt. Aceste lucruri în un om când se petrec în interiorul lui. Aici nu-i vorba de a merge la biserică să te închini. Intri cu țigările în buzunar și ieși cu țigările în buzunar. Nu, nu, nu. Eu vorbesc de pocăință. Intri cu țigările în buzunar și ieși cu buzunarul fără țigări. Nu vorbesc despre țigări acum ca despre un mare păcat, ci doar ca despre un exemplu. Nașterea din nou, une, o schimbare supranaturală despre sfințire și despre botezul cu Duhul Sfânt, care face tranziția la o lucrare, lucrare exterioară, care de fapt e prin om, dar pentru alții, nu e în om și pentru el. Și aceasta este slujirea. În ce măsură generația noastră este implicată în slujire față de Domnul? Dumnezeul cerului și al pământului care a investit este slujit de oameni. Ajungând la finalul predicii mele, cu scopul să vă spun și eu ce spunea Pavel, fraților, nu vreau să nu știți aceste lucruri. Sunt ascunse în istorie și nu avem timp să le împrospătăm în memoria noastră prin repetiție. Și Pavel spunea, nu vreau să nu știți aceste lucruri, pentru că ele s-au întâmplat spre folosul nostru. Să luăm pildă, să luăm exemplu să nu cumva să procedăm ca ei și să beneficiem de zestrea pe care Dumnezeu a înghesuit-o în istorie. Prin cine? Patriarhi, judecători, împărați, profeți, apostoli, Biblie, Duhul Sfânt. Care sunt concluziile? Ele sunt pertinente și izvoresc din prezentarea care tocmai s-a derulat. Prima dintre ele este fidelitate să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Care erau zeitățile din Palestina la vremea aceea? Era asta Artea de care citim în Biblie, ea era zeița mamă din Canaan. Era Bal, soțul ei, zeul furtunii din Canaan. Era Chemoș, despre care citim, în Nenia Moabului, unde au fost dus evreii care au descins din Avram. El era zeul războiului. Evident că bărbații se închinau lui Chemoș, pentru că mergeau la război. Și Chemoș era zeul care proteja pe bărbați în război. Era Dagon, era zeul cerealelor. Evident că oamenii care erau într-o societate agrară se închinau lui Dagon pentru că el producea recoltă. Și Moloch era zeul național. Și Dumnezeu vine la acești oameni înconjurați de zeitățile acestea tentante și le spune următorul lucru. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Care sunt Dumnezeii contemporani? Orice e prioritar în fața lui Dumnezeu, ca timp, ca pasiune, ca dedicare și ca inimă ce bate pentru Domnul. Ce oamenii astăzi nu au timp să se roage, dar au timp de cafea, de breakfast, de lucru 12 ore ca să-și cumpere mașină nouă, să meargă la film după, să-și distreze soția și lista poate continua. Dar de Dumnezeu nu mai au timp. Omul are timp de ce îi place. Nu vă supărați pe mine, dar e adevărat ce spun. Omul are timp de ce îi place, dar de ce nu îi place, nu are timp. Fidelitatea față de Dumnezeu este examenul care al cărui rezultat demonstrează falimentul sau absența acestuia. Care soție, care soț permite tovarășului de viață o trăire în, în infidelitate? Care dintre dumneavoastră spuneți, eu îi permit tovarășului meu de viață infidelitatea ca și proces? De ce Dumnezeu? ar permite unor infideli să intre în împărăția sa, pe care 70-80 de ani viața unui muritor au lovit cu piciorul în ea. De ce? De ce Dumnezeu e coșul de gunoi al religiei noastre, al plăcerilor și al instinctelor noastre primare? De ce mergem să ne închinăm și închinarea aia nu ne schimbă? Așa intrăm și așa ieșim. De ce ne trebuie biserica pentru sărbători, dar nu pentru neprihănire? De ce îl ignorăm pe făcătorul nostru și când ajungem la necaz, spunem, ai milă de noi? Cine să aibă milă de noi? Un Dumnezeu de care nu vrem să știm. Recunoștința. Când veți ajunge în țară, când veți mânca și vă veți sătura, să nu uitați pe Domnul. Îți aduce aminte de Domnul când deschizi frigiderul și ultimul pachet care l-ai pus stă doar jumătate pe raf, că e plin frigiderul și jumătate stă jos și când deschizi ușa, cade pachetul acela. În România ți-au căzut pachetele din frigider cu 20 de ani în urmă. Ce am zis noi acum 20 de ani când aveam o bucată de slănină cu 25 de lei cumpărată din, de la hală? Nu era salam, nu era nimic decât niște slănină afumată, de fapt slănină, așa îi se spunea. Era grăsime, cu pe ea. Și Biblia spune, când vei mânca și te vei sătura, să-ți aduci aminte de Domnul. Îți aduce aminte de Dumnezeu când mănânci și te saturi? Și ultimul lucru este educația. Când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă lucrul acesta din casa noastră tată, tu să-i spui, acesta este un semn al lui Dumnezeu în casa noastră. Sunt semne ale lui Dumnezeu în casele noastre? Care este semnul lui Dumnezeu din casa unui om din generația mea? La ce se uită oamenii când deschid computerul? Credeți dumneavoastră că lucrurile astea ascunse îl onorează pe Dumnezeu, ai cărui ochi vede tot ce se întâmplă, văzut și nevăzut? La ce se uită oamenii când deschid televizorul? Ce consumă oamenii când deschid frigiderul? Ce vorbesc cu oamenii când se întâlnesc unii cu alții? care e stilul lor de viață? Dar toți suntem credincioși. Cui? Aș vrea în această seară, pentru că sunteți muritori ca mine, și probabil și dumneavoastră luați vreo ca să se mai micșoreze colesterolul sau să reglați hipertensiunea. Vreau numai să vă spun următorul lucru. Într-o zi, boaba aia, numită lipitor sau zocor sau silvastatin, nu-și va mai face efectul. Și va suna telefonul și va spune cu tare, a murit. Îl mormântăm și noi ne-am terminat, ne-am făcut datoria. Dar îmi permiteți o întrebare. Unde se duce sufletul lui? există iad și rai. Nu te poți duce într-un loc de lux cumpărându-ți un bilet ieftin. Dacă pe oameni și agențiile de turism nu le poți înșela, îți trece prin cap că te joci cu Dumnezeu cerului și al pământului, care a făcut omul în maniera asta încă neînțeleasă, te chem în această seară, prietenul meu drag, să accepti că Dumnezeu te-a adus aici ca să asculti Evanghelia. Dacă am fost direct, nu am făcut-o pentru că sunt un om nepoliticos. Dar știu că ești un muritor ca mine. Și s-ar putea mâine dimineață, ori eu, ori dumneata, să nu te mai trezești. Și să vină îngerul lui Dumnezeu să-ți ia sufletul sau să vină moartea. unde -ți va merge sufletul? În această seară ești aici. Eu nu pot să cred în locul dumitale. Dacă, aș dacă aș putea, aș crede chiar acum. Dar ce am putut să fac? Am făcut, ți-am spus ce zice Evanghelia. Facem parte dintr-o categorie de oameni care populează planeta Pământ, care am falimentat în relația spirituală cu Dumnezeu. N-am falimentat tehnologic și nici din alte puncte de vedere, dar am falimentat în relația spirituală cu Dumnezeu. L-am scos din viața noastră, din casa noastră, l-am scos din țară. Nu ne mai trebuie. Credința este personală.